Ok, se pare că au plecat ăștia, așa că o să continuăm noi cu construcția noastră. Uite aici erau logurile alea. Foarte aiurea că ăștia vin și nu-ți dau o șansă, frate, măcar. Nu zic, bă, lasă-mă 10 minute să-mi construiesc și eu asta sau ceva, dar nu. Nu te lasă niciun moment. Îți fac vizite. Ah, se întorc. Păi da, bineînțeles că se întorc, adică nu poate să stea o secundă fără mine. Le este dor deja. Băieți, eu tocmai v-am omorât fratele sau unchiul. Vreți să vă omor și pe voi? Spuneți că nu-i problemă. Mai facem un de-asta aici. Am nevoie de niște sticks, fuck. Ah, pleacă, ok. Ok, dacă voi tot vă... Ah, fuck. Uite-i și acolo. Ăștia se plimbă și-și bat joc de mine. Nu înțeleg mentalitatea lor, nu înțeleg AI-ul. Adică bun, ai văzut că ți-am omorât pe un prieten de-a tău. Fă ceva, ori vino și omoară-mă pe mine, da? Că nu-ți convine că ți l-am omorât. Sau, stai în banca ta și du-te acasă. Dar ei vin și pe aia pleacă. Care-i logica? Da, încerc să înțeleg niște canibale, adică... N-ar trebui să... Să aibă vreo logică. Sunt curios, în funcție de unde îl tai, dacă îl tai aici, ar trebui să-mi cadă... Ah, da, uite, cade exact cum îl tai. Interesant. Foarte fain că... Da, se aruncă așa. Încă o chestie, m-a întrebat cineva de co-op în jocul ăsta. Au spus că vor să bage co-op, dar gândiți-vă un pic, asta e o echipă de aia de 4 oameni. Deci 4 oameni lucrează la jocul ăsta. Poate să le ia și 2 ani să bage co-op sau multiplayer, să jucați cu alți oameni. Deci nu vă așteptați la multiplayer prea curând, că nu cred că va avea. Momentan să rezolve problemele actuale și să mai bage content, că nu prea e. Și după aia mai vedem noi și de alte chestii, cum ar fi co-op și alte distracții. A, l-am tăiat aici și totuși s-au dus în partea aia. Mă gândesc totuși dacă e random sau nu. Aș vrea să dau save din nou. Dacă dau save din nou, se face noapte și n-am chef. N-am chef de noapte, așa că... Să dau save mai încolo un pic. Eventual, când se face noapte, atunci dau save. Sperăm că nu o să-și mai facă auto-update. Oh, fuck, au venit ăștia din nou. Bă, ăștia chiar mă plac, adică... Deja câta vizită asta? A 10-a vizită sau ceva? Adică trebuie să placi o persoană destul de tare să vii la ei acasă așa de mult. Stick? Nu. Ok, ne mai trebuie 2 sticks și să continuăm cu lemnele astea. Mai bem un suc. Am ceva, am vreo carte. A, am și o pârlă. Ia să-mi pun eu lizard skin-ul ăsta pe mine. Nu știu ce face, dar zice că e armor. Ar trebui să... Oh shit, is hungry. Snack. Ok. Vedeți că în ultimul update, în update-ul trecut, îmi dădea full hunger un snack de ăsta. Acum nu-ți mai dă full hunger, din ce observ. Și nu știu ce-i bara aia galbenă. Vedeți că e o chestie galbenă acolo? Aia nu știu ce naibă o fi. Nu nimeresc că... Trebuie să dau mai sus un pic cu bățul. Și what the fuck, sunt niște efecte ciudate, ca și cum ar fi un fulger, dar nu se întâmplă nimic, adică nici n-aud ciudat, rău de tot. Ok, mai sunt încă 2 acolo, le-am văzut cum au căzut. Canibalii ăștia nu sunt o problemă foarte mare dacă reușești să-ți faci un shelter lângă tine, să ai un foc, ați văzut cum am eu focul ăla. Și bănuiesc că trebuie și un pic de noroc la un moment dat, dar sunt destul de ușor de scăpat de ei. Ați văzut și voi. Vă învârtiți în jurul focului, eventual vă dați și voi foc să le arătați cum se face, că este destul de primitiv și nu știu. Dar eventual vă faceți mai multe focuri și stați pe lângă ele. Și ați văzut că nu e
o problemă așa de mare. Problema e că în momentul în care vreți să vă duceți să explorați insula, că atunci chiar nu aveți ce să faceți, adică ce să faci, să faci un foc de la rapid, nu știu, trebuie să ai toate alea la tine, atunci s-ar putea să muriți. În rest, dacă sunteți lângă baza voastră și asta, cred că e destul de ușor să scăpați de canibali. Eu acum să... sculptorul Max fac design-uri în copaci cu bățul. Nu, pe bun, ce rost are să folosești altceva în afară de băț? Absolut niciun rost. Problema aia cu bățul ăsta e că uneori îl pierzi. Nu știu de ce, ori... Poate au rezolvat problema, dar în patch-ul celălalt îl pierdeam random. Adică dădeam pe topor și dădea bățul pe jos, nu-mi dădeam seama și îl pierdea. Și de asta uneori făceam cu toporul. Am zis în episoade trecute, mai făceam și cu toporul pentru că pur și simplu pierdusem patch-ul. Păi pierdusem asta, bățul. Bă, ați văzut chestia aia? Adică, nu mi se pare mie, chiar e un fulger ceva care se întâmplă aici. Sper doar să nu mă omoare. Așa, două bețe pentru focul ăla, tot mă chinuiam eu cu bețele. Uite că avem acum. Grămadă de păsări, mă, te-ai gândit că ai putea să le mănânci? Adică... Pui o pasăre de asta la grătar și te-ai scos, frate, ce să mai... Nu-ți mai e foame și n-ai treabă. Dar, nu. Din păcate nu funcționează chiar așa. Și încă 20 miese și gardul ăsta. Mă zic niște de aia. Bun, am făcut o parte din gard la bază. Mai facem un foc aici. Așa, și dăm drumul și lui ăsta. Bun. Plouă? Da, cred că plouă de-aia. Bun, acum continuăm cu niște garduri. Defensive wall with window. Pe ăsta n-am cum să-l lipesc, dar pot să-l pun eventual, uite așa. Dacă vreau neapărat un... Știți voi ce zic? Acum un... un loc pe unde să mă uit în afară bazei. Uite așa. Ia să vedem. Stă bine? Stă bine. Și ei nu poate să treacă prin gemuleț, bănuiesc. Cel puțin așa sper. Ia să vedem. Avem nevoie de 5 pentru asta. Așa. Și mai punem... continuăm cu gardul. Uite așa. Ok, arată bine. Arată bine până acum. O să meargă probabil până aici. Aici o să-l întoarcem. Uite așa. Ha? Nope, nope, nu e bine așa. Ceva de genul ăsta o să fie. Da, mi se pare că arată ok acum. Continuăm cu el așa. Exact prin jurul adăpostului. Și o să fie ca o grădină, nu grădină, ca un, na, locul meu exact unde stau eu și să nu poată intra fraierii ăștia. Problema e că nu există uși, dar probabil la intrare voi face o, cum îi spunem, voi face un foc de la mare și în momentul în care vor să vină ăștia, pur și simplu dau drumul la foc și nu va fi o problemă. Dar îmi place, arată bine până acum, chiar asta e exact ce îmi doream eu să fac la început, numai că având în vedere că nu mergea să dai save, nu prea puteam să fac chestia asta. Dar uite că acum merge. Tot timpul mă uit la microfon, care are un buton de mute. Și mă uit la el. Am pățit odată să înregistrez vreo 3 episoade și microfonul să fie pe mute. Și pur și simplu îmi venea să, nu știu, să-mi smulg părul din cap, pentru că vă dați seama, după ce înregistrez 3 episoade și dai seama că nimic nu s-a înregistrat. Da, destul de iurea. Dar de data asta, uite că merge. Da, butonul ăsta de motiv e ok pentru când, să zicem, că vorbești cu cineva pe Mumble și vrei să pui un pic pe mute sau ceva de genul ăsta, dar în rest nu prea-i văd funcționalitatea așa de mult.
Bă, chiar îmi place cum iese. Chiar îmi place. Vin și păsările la geam. Dacă vrei, le hrănești. Canibalii ăștia, vă, că nu m-au mai vizitat. Probabil s-au săturat de mine să le tot omor prietenii. Vom face și un trap de la... Să vedem dacă reușim să prindem un canibal. Că e un trap în care poți să prinzi pe un canibal și să-l păstrezi pentru tine. Să-l ții așa acolo, ca trofeu sau ceva. O să încercăm să facem și asta. Așa. Luăm pe ăsta și pe ăsta. Îl băgăm aici. Da, cu episoadele din The Forest, ați văzut, eu am pus câte două pe zi. Câteodată am pus și câte trei pe zi. Adică am avut, cred, o zi în care am pus trei. Problema e că nu e foarte mult content în joc. Și din cauza asta, până când vor băga content, probabil vom continua cu câte un singur episod pe zi. Dacă bagă content nou și sunt chestii noi și astea, probabil vom continua cu încă două pe zi, dar totul ține de developeri. Pentru că dacă eu fac foarte multe episoade, pentru mine nu e o problemă să fac două episoade pe zi, dar trebuie să vă gândiți că dacă fac două episoade pe zi și pe aia nu mai am ce să fac în joc, trebuie să pun pauză la serie și nu prea vreau să fac chestia asta. Așa că de asta, uneori veți avea două, uneori veți avea doar unul pe zi, dar planul e să aveți câte unul în fiecare zi oricum. Ok, ia să continuăm noi aici. Uite așa. Ia să fac eu un save rapid. În orice eventualitate, mai facem un save. Nu vreau să fie o problemă. Am mai pățit odată, jucam și pur și simplu m-a omorât un copac. Dar în ce sens? În momentul în care a căzut, nu știu, a căzut și m-a aruncat în aer. Și am început să zbor prin hartă. Și pe aia vă dați seama, când am căzut înapoi, eram mort. Având în vedere că save-ul nu funcționa, n-am avut ce să fac și trebuie să o iau la capăt. Așa că de asta voi salva cât de mult pot. Sunt hungry din nou. Sunt cum un snack. Snack-urile astea sunt foarte bune pentru început. Cade copăcelul. A, unii copaci nu poți să-i tai decât de la peste jumătate, nu știu de ce. Unii poți să-i tai exact la bază, dar unii poți, nu merg decât peste jumătate. Au venit și canibalii pentru vizita lor săptămânală. Probabil vor să inspecteze să vadă cum îmi merge, știi, hai că dă toporul încoace. Na, hai să vedem ce o să faceți. E foc, fraie! Careva în spatele meu? Nu. Ce-i să faci? Adică... Ah, fuck! Vin și ea din spate. E bine că focul... The fuck? Ce fac ăia? Bă, voi vedeți că ăia-s cam... Ce-i aia, mă? Dans tribal? Uite, merg în cerc ăia. What the fuck? Bă, voi vedeți pe aia acolo? Se distrează de minune. Voi de ce nu puteți să faceți voi ce facă ea? Trebuie să veniți aici să mă deranjați? Mergeți, fugiți în cer, că ăia. E, uite, uite și tu ce tare se distrează băieții. Voi ce nu puteți să faceți același lucru? Ha, mă, ia foc. Ia foc. Frate, fiecare dată mi se întâmplă asta, fiecare dată mă sperii. Gata, au plecat. Ăștia... Ok, foarte ciudat. I-a spus, băieții, se învârteau în cerc, adică n-aveau nicio treabă. Dar eu tot iau foc. E bine că am apă aici. În caz de ceva. Ok, acum se învârt din nou în cerc. What? Ce e asta? E dansul fericirii sau ce? What the fuck? Ok, dacă vedeți asta,
veniți cu un nume în comentarii pentru dansul ăsta. Cum se cheme? Dansul canibalilor. What the fuck? Cred că e băguită iaiu, dar oricum foarte amuzant. Ia uite știu. Ok. Ok. Lasă-i să se învârtă acolo. Ce-s treaba mea cu ei? Doar să nu vină încoace. Atâta timp cât ei se învârtă acolo, nu mă deranjează cu absolut nimic. Ok. Înapoi la tăiat copaci. Ne continuăm gardul nostru. Cred că are și de-a face și cu faptul că salvezi. Că în momentul când salvezi, treci o perioadă de timp. Adică treci o zi. Și atunci... probabil de asta vin ăștia mai rapid. Aia n-au treabă acolo, mă. Aia se plimbă acolo. V-am zis, fac dansul fericirii sau ceva. Sau veniți voi cu nume pentru dansul canibalilor. Așa, încă unul. Uite aici. Da. Aia sunt pur și simplu inofensiv. Dacă nu te duci lângă ei, bănesc că nu o să vin aici. Ei sunt vârte așa de nebuni acolo. Așa că... nu mă deranjează. Continuăm cu construcția noastră. Așa. Oricum, vreau să vă aduc aminte, în cazul în care nu urmăriți pagina de Facebook, mă, înțeleg, sunt foarte mulți oameni care nu folosesc Facebook. Nici eu nu folosesc pentru motive personale, dar pentru motive să vă spun ce se mai întâmplă pe canal, îl folosesc și vreau să zic că e foarte bun. E foarte ușor să comunic direct cu voi. Chiar vă răspund și la mesaje și la astea, pentru că, nu știu, mi se pare o metodă foarte ușoară de a comunica cu fanii. Recomand dacă vreți, intrați, dacă, să zicem că nu aveți cont de Facebook, intrați pe pagină. Veți vedea informații pe care nu le puteți vedea pe canal. Deci, recomand să folosiți. Chiar dacă nu aveți cont, intrați pe pagina de Facebook și vedeți acolo care-i treaba. Să zicem, bă, într-o zi nu merg subbox-urile pe YouTube și nu vedem Max n-a uploadat niciun video. Nu, nu e așa. Adică pe Facebook vedeți tot timpul ce se întâmplă. Să zicem că cu seria de Altis, da? Că n-am putut să filmăm până acum pentru că prin că avem niște treabă și n-am putut. Eu v-am anunțat asta de o săptămână, cu o săptămână înainte, dar lumea încă mai era confuză de ce nu mai facem Altis momentan. Pe Facebook v-am zis cu o săptămână înainte că seria revine în momentul în care Pink va avea timp să filmeze. Deci de asta vă zic. Urmăriți pagina de Facebook, multe informații acolo. Ok, tăiem ăsta. Eu folosesc și Twitter-ul, dar îl folosesc mai mult în engleză, că mai vorbesc cu developeri, mai vorbesc cu diferiți. Și de asta, pe Twitter e în engleză majoritatea chestiilor și majoritatea chestiilor pe Twitter nu au legătură cu canalul, cu update-urile de pe canal. Dar pe Facebook întotdeauna veți afla informații noi. Ok, hai să continuăm. Să luăm încă puțin. Aproape am terminat o parte din bază. Uite, mă, că arată ok. Arată chiar foarte bine. Încă puțin și putem să ne apucăm de construit și o casă, ceva eventual. Probabil să fac și shelterele celelalte și o să ne punem pe niște traps. Am un plan să capturez un canibal de ăsta, să-l țin ca trofeu. Să vedem dacă o să funcționeze faza. Așa, o să le iau pase de aici că sunt pic cam departe și unul de alta dacă vin ăia, o să se bage pe ele. Păi încă se învârtesc acolo, săracii. N-au treabă. Bă, în curând jocul ăsta nu se mai cheme The Forest, o să cheme altfel, pentru că nu o să mai fie Forest la câți copaci am tăiat până acum. De celălalt? Uite-l aici. Hungry, find something to eat. Ok. Ia să vedem. Find something to eat. În curând o să trebuiască să ne luăm ceva de mâncare. Eventual să vedem niște pești dacă găsim. Cook. Ok, am pus-o la făcut acolo. Aia, săracii...
Bă, eu zic că e o metodă foarte bună să faci exerciții. Dacă cumva, probabil, aici nu au de aia, știi, de mers, știi, cum e la sală, de aia, bandă de aia de mers. Ei, poți să mergi așa, încerc. Probabil asta e metoda canibalilor să facă cardio. Eat. Ok. Da, în curând nu o să mai am de mâncare. Așa că ce am să fac acum? Să iau toporul ăsta.